cuvântul care vi-l vorbesc acum și dumneavoastră l-ascultați, acum 2000 de ani a făcut ceva, s-a întrupat cuvântul din Sfânta Fecioară Maria. Nici așa nu credem. Uite-l pe cuvântul. Domnul Iisus a trăit 33 de ani între noi, plin de har și de adevăr. A răbdat suferințele cele mai groaznice pentru noi, a murit pentru noi, a înviat pentru noi, stă la dreapta Tatălui pentru noi și tot nu credem. Ce dovadă mai mare să ne dea Dumnezeu? Cei mai mulți oameni nu schimbă viața pentru că ei nu cred în cuvântul lui Dumnezeu. Nu cred că aici este Dumnezeu. Oamenii nu schimbă viața pentru că ei nu cred că în este Domnul Isus. Ei nu cred că în Biblie este cuvântul lui Dumnezeu și Dumnezeu adevărat. Pe atunci uite cu Biblie. Hai să rupem fila asta din Biblie. Dacă dumneata spui că așa ți-a spus nu știu cine, a spus un om. Fără Domnul Isus suntem pierduți, să știți. Lumea în care trăim noi trăiește așa cum trăiește dintr-o singură cauză, că nu îl are pe Mântuitorul că dacă oamenii l-ar cunoaște pe Domnul Isus cu adevărat, nu s-ar urâ, nu s-ar război între ei, nu s-ar certa, nu s-ar -ar avea fel de fel de stări rele, dar pentru că Domnul Isus lipsește dintre noi, de aceea este lumea aceasta atât de înrăită, atât de departe. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slăvit să fie Domnul. din credincioși, Iubiți frați, iubite surori, dragi ascultători ai Cuvântului Lui Dumnezeu, toate cântările Domnului care sunt în biserica dremăritoare, în biserica cea vie a Lui Dumnezeu, ne umplu sufletele noastre de bucurie, de pace, de înțelepciune, ne dau hrană duhovnicească, pentru că fiecare cântare pe care o cântăm, atât cântările liturgice, de la Sfânta Liturghie, că și cântările oastei Domnului, nu sunt altceva decât învățături sfinte prin care Dumnezeu ne hrănește sufletele noastre, prin care Dumnezeu ne dă bucurie, ne dă îndemn, ne dă ajutor și parcă de fiecare dată, atunci când cântăm o cântare a lui Dumnezeu, ni se umple sufletele noastre de bucurie. Ce minunat este, cum spune, cum spune psalmistul David, iată ce este acum plăcut și mai plăcut și dulce decât să locuiască frații împreună. Aceasta este ca mireasma, ca un de lemnul sfinții care se coboară pe barba lui Aron și pe marginea veșmintelor lui. Așa este bucuria pe care o simți atunci când cânți o cântare a lui Dumnezeu. Să știți că lumea noastră, spune în cartea lui Iov, zice, când a întocmit lumea, toți singerii tăi te lăudau lumea însăși, creația însăși a fost făcută în cântare, pentru că de la Dumnezeu este cântarea. Spune Dumnezeu a zis așa, eu am făcut cântarea și diavolul și eu am făcut muzica. Și vedeți, cântarea este a Domnului și spune, ce vouă vă dau muzica, eu rămân cu cântarea, a spus Dumnezeu. Cântarea duhovnicească este aceea care înalță sufletul de pe pământ la cer, care îți dă acea bucurie pe care nu poți simți în lumea aceasta, pentru că toate cântările bisericești și cele care le avem priceznele, cum le spune lumea, nu le spune cântările oastei Domnului, sunt venite din cer. Ele nu sunt de pe pământ, nu sunt de la oameni. Că dacă ar fi fost de la oameni, le-ar fi cântat oamenii la cârciumă. Dacă erau de la oameni, le cântau artiștii pe scenă, dar ele sunt ale Domnului și de aceea vedeți că de multe ori parcă și eu rămân așa puțin contrariat când văd artiștii de diferite culori, fie de muzică populară, fie de muzică, orice muzică în afara bisericii, este muzică profană. Fiecare are valoarea ei, nu ne interesează și nu avem noi voie să judecăm. Dar atunci când vezi că un cântărez dintre ăsta al lumii cântă, cântă cântările Domnului, pe cum să, când zice psalmistul David, dacă citiți, în, nu-mi amintesc, la Râul Babilonului începe psalmul lui David, zice, cum voi cânta cântarea Domnului într-un pământ străin? Și continuă acolo și îi spune psalmistul să mi se lipească limba de cerul gurii. Adică cum să cânți tu Iisuse veșnic călător prin lumea de păcate pe o scenă unde sunt tot felul de oameni? Sau într-un context în care oamenii sunt cu paharul în față? Nu se poate. Sunt lucruri care sunt incompatibile. Cântările Domnului se cântă în prezența lui Dumnezeu și dintr-o inimă care l-are pe Dumnezeu cu adevărat. Fraților, avem azi o Evanghelie care ne duce la două minuni pe care scumpul și dragul nostru Mântuitor le-a făcut ca pentru noi oamenii și noi oamenii să înțelegem puterea Lui Dumnezeiască. Toată Scriptura, spune Sfântul Pavel lui Timotei, este insuflată de Dumnezeu și ne-e dată să ne învețe, să ne mustre, să ne ajute. De pe fiecare fila Sfintei Scripturi îl găsim pe Domnul Isus. V-am spus și cei câțiva că ți-am fost de Sfântul Dimitrie, Basarabov, în Biserica Ortodoxă, toate, începând de la ușă și terminând până la altar, țin dreaptă privirea către Domnul Isus. Sfinții pe care avem noi pictați în biserică, dacă vă uitați la ei, ei toți au cumva mâna îndreptată, fie spre cruce, fie spre altar, pare că toți spun, priviți acolo, nu la noi, priviți la Domnul. Dacă te uiți în. Te uiți în spre cer, la turlă. Știți cine e acolo? Domnul Iisus cu mâinile binecuvântându-ne. Dacă ne aruncăm privirile spre Sfântul Altar, acolo îl vedem sus pe catapeteazmă, pe Domnul stând cu mâinile bătute în cuie și pe Sfânta Masă vedem trupul și sângele Lui care ne dă nouă iertare și mântuire. Toate, toate sunt îndreptate spre El și de aceea și noi avem datoria să îndreptăm privirile tuturor oamenilor spre Domnul Isus. El este viața veșnică. În El avem mântuire, în El avem răscumpărare, prin El avem intrare la Tatăl. Fără Domnul Isus suntem pierduți, să știți. Lumea în care trăim noi trăiește așa cum trăiește dintr-o singură cauză: că nu îl are pe Mântuitorul. Că dacă oamenii l-ar cunoaște pe Domnul Isus cu adevărat, nu s-ar urâ, nu s-ar război între ei, nu s-ar certa nu ar -ar avea fel de fel de stări rele, dar pentru că Domnul Iisus lipsește dintre noi, de aceea este lumea aceasta atât de înrăită, atât de departe. Pentru că Domnul Iisus, El ne spune în cartea sa, inspirată de Duhul Sfânt, Sfântul Ioan Evanghelistul, capitolul 3, versetul 20 de la Apocalipsă, Iată, eu stau, stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide, voi intra la el și voi cina cu el. Deci Domnul nu intră în viața omului spărgând ușa. Domnul nu intră în viața noastră forțând ușa. Domnul nu vine în viața noastră fără să-l primim. Dumnezeu ne respectă libertatea și dovadă că Dumnezeu nu trage de noi ca să ne care la biserică, să ne care la adunare, ci Dumnezeu ne dă libertatea să alegem noi. Depinde de ce alegem. Vedeți dacă ai pe o tavă 10 mere sănătoase și unul lav. Și omul, dacă are, ochi, are optica stricată, are ochiul, știu, bon lav, el se duce la cel bon lav, la cel stricat și spune, ăsta este bun. Și un om cu mintea sănătoasă, cu ochiul sănătos, spune, măi, omule, dar celelalte nu o sunt bune. Nu, 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 ăsta e bună, eu așa văd. Vedeți, depinde cu ce ochi vezi și cu ce urechi auzi. V-am mai spus eu odată și închei cu pilda aceasta și intrăm în Evanghelie. Zice că pe o stradă din New York, unde era foarte aglomerat, un muzician sătea așa pe gânduri, aproape în extaz și asculta dus pe gânduri și trece un om pe acolo și zice Domnule, dar ce asculți, Domnule, dumneata aici? Și aud o vioară. Ce vioară că de decât carm? Și da, posibil, așa este. Și bagă mâna în buzunar și avea o monedă și de drumul pe caldarâm. Și a văzut banul, când îi dai drumul, sună, nu? Și sunetul banului e cam ispititor pentru toți. Și la imediat s-a plecat și ia banul spune, vezi? Fiecare au de ce vrea. Eu aud o vioară, tu o zumban. Așa și cu Cuvântul lui Dumnezeu. Fiecare și aici o să vorbim despre credință. Aici se cere credință în fața Cuvântului lui Dumnezeu. Cei mai mulți oameni nu schimbă viața pentru că ei nu cred în Cuvântul lui Dumnezeu. Nu cred că aici este Dumnezeu. Oamenii nu schimbă viața pentru că ei nu cred că în potir este Domnul Isus. Ei nu cred că în Biblie este Cuvântul lui Dumnezeu și Dumnezeu adevărat. Și atunci, dacă nu crezi, te comporți ca tale. Asta este consecința necredinței. Că omul se comportă așa cum crede el. Nu cred că este Dumnezeu. Sau este ceva, o formă. Vedeți, Sfântul Pavel chiar spune, zice, având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. S-ar putea să ai o formă. Ce înseamnă o formă? Te duci când și când la biserică, faci o pomenire, faci ceva, niște forme. Dar tu nu ai fondul principal care e Domnul Isus. Fără Mântuitorul toate aceste lucruri n-au nicio valoare, să știți. A spus și Mântuitorul, zice, voi ține niște datini omenești aproape, dar l-a scos afară pe Dumnezeu de acolo. Noi ținem atât de mult la fel de fel de tradiții, de obiceiuri, care unele sunt bune, altele sunt mai puțin bune, depinde de contextul lor în care sunt, dar nu ținem cu adevărat la Evanghelia Domnului Isus Hristos. Mântuitorul mergea în Capernaum, mari mulțim după Domnul. Oamenii care au zis ce se întâmplase cu îndrăciții din Gadara, îl vindecase pe acel îndrăcit de acolo de care s-a vorbit și s-a spus duminica trecută și acum Domnul la întoarcere a fost primit cu multă bucurie. Oamenii se gândeau, Domnule, dacă amărâtul ăla care știm cine era acolo în Gadara, era spaima locului, nu trecea nimeni pe acolo. Că de groaza lui nimeni nu mai trecea pe acolo, că spune cuvântul lui Dumnezeu tot la Evanghelia Sfântului Luca în capitolul 8, zice, umbla fără haine pe el, îl lega oamenii cu lanțuri, cu obez, dar el le rupea. Și vă dați seama ce putere extraordinare îi dea diavolul bietului om. Și dintr-o dată omul ăla, știți ce a făcut? V-am spus eu duminică după amiază, omul acela, el, vedeți, diavolul ce-și propusese? Ce să caute aici Domnul Isus? Îl dau afară, și aparent se pare că a reușit, da? Dar i-a spus omului, du-te și ce să faci? Și spune celor din casa ta cât bine ți-a făcut ție Dumnezeu. El așa a făcut. Erau acolo zece cetăți în jurul lacului Genizaret. Și omul nostru a luat-o la pas și la fiecare mergea și le spunea ce i-a făcut lui Domnul Isus. Și toți îl știau, mă, dar tu nu ești la nebunul din marginea satului de la cimitir? eu sunt oameni buni, dar nu mai sunt eu ăla de atunci. Eu sunt omul cel nou schimbat de Domnul. Și acum toți oamenii au zis de minunea aceasta. Și mari mulțime acum mergeau după Domnul. Și între toate mulțimile acestea, spune evanghelistul Luca, era o femeie care de 12 ani își cheltuise toată averea pe la doctori pentru că avea o boală femeiască. Nu i se mai prea scurgerea sângelui. După învățătura levitică, orice femeie, și până în ziua de azi, Femeia când este la perioada ei lunară, nu e îngădui să vină în biserică. Dacă auziți pe cineva că spune că e îngăduit, spuneți că nu e adevărat. Așa scrie cuvântul lui Dumnezeu și așa am păstrat și noi biserica, această învățătură. Eu am fost, la început parcă nu, nu dădeam așa importanță, până când m-am trezit cu o situație așa față în față. Venind tot felul de persoane străine, când trăia și părintele, a venit cineva la spovedit și între altele i-am pus epitrahilul să-i facă rugăciunea de dezlegare Zice, părinte, dar știți că eu sunt ca femeile. Păi cu ce e căutat aici în biserică? Păi nu, ni s-a spus la București că nu e păcat, că ce treabă, așa e o stare fiziologică. Păi atunci uite cu alea Biblie. Hai să rupem fila asta din Biblie, dacă dumneata spui că așa ți-a spus nu știu cine, a spus un om. Dar asta e rânduiala, așa a lăsat-o Dumnezeu. Ai făcut-o din știință acum, dar noi nu trebuie să relativizăm învățăturile pe care noi le avem în biserica noastră moștenite, din, oarecum din tradiția iudaică. Femeia aceasta din punct de vedere biblic era necurată. Ea nu se putea atinge niciodată de lucrurile sfinte. Și acum, de 12 ani vă dați seama cât de disperată era femeia asta? La toți doctorii umblase. Și numai că umblase la ei, cheltuise toți banii ei, nu mai avea nimic. Ultima speranță. Unde să te mai duci? Vedeți, sunt situații în viață când omul ar mânca orice să se facă bine. S-ar duce și pe lună, dacă s-ar putea și-ar avea cu ce, când e cuprins de o boală, numai să se facă bine. E, biata noastră femeie, în situația asta era, nu mai avea nimic. La disperarea noastră este un răspuns. Domnul Isus Hristos. El este răspunsul disperării noastre. Când nu mai e nicio soluție, aleagă, aleargă, la Domnul, că El o are sigur și pentru tine. Și femeia a plecat de acasă, s-a amestecat și a mulțimea aceea, și ce și-a spus ea în mintea ei? Eu nu sunt vrednică să-și pună Mântuitorul Domnului Iisus mâinile pe mine, că sunt o femeie necurată. Și apoi sunt și femeie. Cum să stai în fața Mântuitorului? Și a zis, smerită, mă voi duce și mă voi atinge doar pe la spate, dar nu de el, de marginea veșmintelor lui. Și mă voi face bine. Știți ce înseamnă asta? Credință. Credință adevărată. Să crezi din toată inima că dacă te atingi de Domnul, Domnul te face bine. Și așa a făcut fraților. Spune cuvântul lui Dumnezeu, s-a dus, s-a apropiat pe dinapoi, s-a atins de poala hainei Domnului sus și îndată scurgerea de sânge s-a oprit. Ce minun se întâmplă când ne atingem de Domnul. Cu adevărat. Nu așa, doar, vedeți, oamenii se ating de multe lucruri sfinte și, de exemplu, dacă ați văzut la sărbătorile mari creștine, Paștele, Boboteaza, se sfințește aghiazmă. Toată lumea, ce înghesuie, ce bătălie este acolo pentru o cană de apă sfințită. Și se bat oamenii, se îmbrăcesc oamenii, să se atingă, să ia, să bea cât mai mult. Fraților, poți să bei o tocitoare de aghiazmă. Nu te faci bine. Că Mântuitorul spune, de ți avea credință cât un bob de muștar, Vezi, zice muntelui, mută-te, se va munta. Dacă ai credință, un strop de aghiazmă dacă ai băut și te-ai făcut bine pe dinăuntru și te-ai sfințit. Sau la Sfintele Paști, cum era înainte, mi-aduc aminte, în primii ani, na, așa era obicei, nu să nu dăm Sfintele Paști până dimineața, că dimineața se sfințea, atunci să-l dăm. Ce hârmălaie în biserică, ce bătălie, veneau de la discotecă și stăteau aici, de, era un, un iad în biserică, nu mai era Sfintele Paști. Ce bătălie era pentru o bucățică de anafură sfințită, că Pașterea nu-i trupul Domnului, că mulți confundă, zice, am fost la Paște și am luat trupul Domnului. Păi nu, e acolo e o bucată de pâine sfințită cu vin și cu aghiazmă mare și acela nu e trupul Domnului, este e anafură sfințită. Ce bătălie pe el! Se împing oamenii, se îmbrâncesc oamenii și se fac bine? Ei, oamenii tot așa rămân. Vedeți, mulți multe îl înconjurau pe Domnul. Dar o singură femeie era acolo cu credință. Și spune așa, Mântuitorul a simțit-o, că el e Dumnezeu, el nu e ca mine sau ca frăția ta. El știe ce este în inima, în mintea și în simțirea fiecăruia dintre noi și se întoarce către Sfântul Petru și îi spune, cineva s-a atins de mine. Și știți răspunsul Sfântului Petru, Doamne, uite, atâtea mulțimi te presoară, te îmbulzești și mai pui întrebarea asta, cum mai pui întrebarea asta? Nu e adevărat. Cineva s-a atins de mine și completează Mântuitorul, că ce am simțit, o, Doamne, Dumnezeu ne simte. Când ne apropiem de El cu credință, Dumnezeu ne simte. Atunci, inima Domnului tre' E o cântare care o cântăm noi după amiază la adunare. A venit un om la Domnul. A venit din putregai. Și Isus a tre' spune. De omul acela care a venit cu păcatul lui. Și a venit, zice că a venit un om bogat la Domnul. A venit cu brâile pline, a venit fel de fel. Domnul Iisus a spus, ce vrei omule? Am venit la tine ca să meargă mai bine. Am venit la tine ca am au zis că se schimbă ceva. Și au plecat tot așa cum au venit. Dar omul acela care venise ca femeia noastră s-a întors cu Domnul Isus Hristos în viața lui. Cineva s-a atins de mine că am simțit că o putere a ieșit din mine. Și femeia când s-a văzut, să zic așa vădită, Doamne, eu sunt. Ce îi spune Mântuitorul, nu o ceartă, nu o trimite, nu știu unde, îi spune, mergi în pace, credința ta te tămăduit. Vedeți ce face credința, fraților, face minuni. Credința aceea adevărată, credința aceea sinceră, Credința omului din toată inima, când aleargă la Mântuitorul Domnului Isus Hristos, ea face minuni. Credința care este bazată pe Cuvântul lui Dumnezeu, nu pe vorbe, pe credințe băbești. Credința aceea care este izvorâtă, cum spune, care vine dintr-o inimă curată. A omului care aleargă la Dumnezeu pentru că el crede că Dumnezeu are pentru el soluția. Și se face minune. Du-te în pace, ce-i spune Mântuitorul, cine a tămăduit-o? Credința ta te-a tămăduit. Credința. Fără credință, spune Sfântul Apostol Pavel, evreilor, este cu neputință să fim plăcuți înainte lui Dumnezeu. Femeia aceasta i-a crezut de când a plecat de acasă, nu atunci când s-a întâlnit cu Domnul. I-a crezut și dovada credinței a fost că ea s-a făcut bine. Uitați, o credință adevărată, știți cum se verifică? Dacă ai o credință adevărată, ea-ți schimbă viața. O credință falsă nu te schimbă cu nimic, rămâi același neschimbat ani de zile. Credința adevărată te mișcă din loc, îți schimbă gândurile, îți schimbă atitudine, îți schimbă comportamentul tău față de cei din casa ta, față de cei din familia ta, din societatea în care trăiești, din lumea în care te miști, te face să fii un alt om, Asta face credința din noi. Credința nu este decât un set de idei. Credința nu înseamnă uh, crezi în Dumnezeu, dar crede în Dumnezeu. Și mai mult decât atât, ce mai faci? Dacă mergem la credință, în Sfântul Iacov spune și demonii crezi și se înfioară. Dar le ajută la ceva, că tot demon rămân. Vedeți credința cea adevărată? Știți unde te duce? La pocăință. Te duce și te prăbușește la picioarele crucii. La Mântuitorul ți-l arată pe Domnul Isus, în cine să crezi? Noi nu credem în ceva. Noi credem în cineva și acel cineva nu e nimeni altul decât Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, Domnul Isus Hristos. Și femeia s-a văzut. liniștită, curățită, iertată, după 12 ani de chin. Și acum Mântuitorul mergea pentru că îl chemase mai marele sinagogii, Iair. Avea o fetiță tot de 12 ani, ca de 12 ani, spune Evanghelia, care trăgea să moară. Și pe când era pe drum, îi spun, nu mai supăra pe învățătorul. Fetița ta a murit. Vă dați seama cum i-a căzut acest cuvânt lui Iair? Tu să mergi cu nădejde că Domnul este viață și cineva să spună de acasă, lasă-l pe învățătorul, nu mai-l chinui, nu mai-l că feti -ă, fetița ta a murit. I-a și răspunde Mântuitorul. Zice, dar Domnul Iisus când a auzit lucrul acesta a zis fruntrașului sinagogii, nu te teme, crede numai și va fi tămăduită. Tot la credință îl duce. Nu te teme, crede numai. Și a crezut Iair. Că dacă nu credeai, spunea Doamne Iisuse, nu are rost să mai mergi. Iair a crezut în Domnul. Doamne, mergi pe mâna ta. Când a ajuns la casa fruntașului, n-a lăsat pe niciunul să intre împreună cu el decât pe Petru, pe Iacob, pe Ioan, pe tatăl și pe mama fetei. Toți plângeau și oboceau, gata, s-a terminat. Atunci Domnul Iisus a zis, nu plânge, fetița n-a murit, ci doarme. Ei credeau de el, își băteau joc de el. Vă dați seama să-l bat jocorești pe Dumnezeu? Spune Sfântul Pavel Galatenilor, Dumnezeu nu se lasă bat jocorit. Ce seamănă omul aceea va se cera. Oamenii aceștia credeau că au de-a face cu, știu eu, cine știe, cum, ce credeau despre, despre Mântuitorul. El era viața. Și își băteau joc de Domnul Tu Tute domnule de aici, nu știm noi ce înseamnă un mort. Nu mai sufle, nu mai are puls. Ce crezi că e primul mort care îl vedem noi? Domnul spune, nu, nu, fetița n-a murit. Doarme. Vedeți ce este moartea? Moartea nu este moarte. De ce? Păi ce cântăm noi în noaptea de pași, fraților? Hristos? Ce a făcut Hristos? A înviat din morți cu moarte pe moarte, călcând. Și tot nu crede. Și uite moartea e tare pe pământ. Păi, tata a spus că a călcat moartea noastră, noi murim decât fizic. Mai greu e să mori cu sufletul, ai nenorocire, să nu mor sufletește. Că de acolo nu are cine să te mai învieze. Trupul oricum merge la pământ și va învia de acolo. Nu, ai, nu a murit fetița, doarme. Atunci a scos afară din casă pe toți, spune în Evanghelia de la Marcu, zice, erau unii care cântau din fluier, din flaut, probabil că erau cântece de astea de jale, care le cântau la mormântări cu instrumente, i-a dat afară de acolo. A luat decât pe Petru, pe Ioan, pe Iacob, pe Iair și pe soția lui și Sfântul Marcu redă exact cuvântul în limba ebraică și a zis fetiței, fetițo, scoală talita cumii. Cine poate să poruncească așa decât Fiul lui Dumnezeu? Și îndată spune, Duhul s-a întors în ea, iar fata s-a sculat numai decât. Ce înseamnă să crede? Dacă Iair nu credea, Fetița nu, nu învia, să știți. Datorită credinței lui Iair, fetița lui, lui, tatălui lui Iair, fetița a înviat. Credința face minuni, fraților. Credința cea adevărată, când te încrezi în Dumnezeu cu toată ființa ta, Dumnezeu face minuni. Dar numai pe bază de credință. De aceea vedeți că punctul central din aceste minuni, ne duc într-un singur loc, la credința în Dumnezeu. Să avem credință, așa a spus Mântuitorul Ioan. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa Tatălui meu sunt multe lăcașuri. Să avem credință puternică. O credință adevărată nu te lasă să stai nepăsător. Ci ce îți face? Cum spune Sfântul Pavel, lucrezi cu frică și cu cutremur la ea. Credința este un dar de la Dumnezeu, să știți. Nu toți au acest dar al credinței. E un dar să crezi cu toată inima în Dumnezeu. Unii nu pot crede, fraților. Dacă vă puteți închipui și e reală, nu vă spun o poveste, uitați-vă că cei mai mulți nu pot crede. Ei nu pot să creadă în cuvânt în această carte sfântă. Și de cine a scris cartea aceea? Dar pe Dumnezeu cine l-a inventat? Dar pe Dumnezeu cine l-a creat? Și pun oamenii fel de fel de întrebări fantasmagorice și nu vor să creadă în Dumnezeu. Atunci când ai evidența în fața ta, de ce Dumnezeu vrea prin credință? Dumnezeu nu vrea prin pipăire. Dumnezeu este Duh. Dumnezeu nu este om. Și Dumnezeu vrea să-L credem pe cuvânt. Și cuvântul s-a făcut ca noi să credem în El, a făcut ceva Dumnezeu. Cuvântul, care vi-l vorbesc acum, și dumneavoastră-l ascultați, acum 2000 de ani a făcut ceva. S-a întrupat cuvântul din Sfânta Fecioară Maria. Nici așa nu credem. Uite-l pe cuvântul. Domnul Iisus a trăit 33 de ani între noi plin de har și de adevăr. A răbdat suferințele cele mai groaznice pentru noi, a murit pentru noi, a înviat pentru noi, stă la dreapta Tatălui pentru noi și tot nu credem. Ce dovadă mai mare să ne dea Dumnezeu? Mai mare ca aceasta nu există. Că nu este dragoste mai mare decât să pună cineva viața pentru prietenul lui și acela a fost Tatăl Ceresc care l-a dat pe Domnul Isus pentru noi. Știți cum? Noi trebuie să credem din toată inima toate cuvintele lui Dumnezeu. Nu nu decât cele care, știu eu, le avem scrise în Scriptură. Sunt multe, cum spune Mântuitorul Sfântul Ioan când încheie Evanghelia, sunt multe alte lucruri pe care le-a făcut Domnul Isus și nu sunt scrise în cartea aceasta, că dacă s-ar fi scris, spune cuvântul, nu ar fi încăput în toată lumea aceasta cărțile ce s-ar fi scris despre Domnul Isus. Eu sunt o carte. Frăția ta, ești o carte despre Dumnezeu. Fiecare dintre noi suntem o carte în care scrie degetul lui Dumnezeu. Suntem o minune a lui Dumnezeu fiecare dintre noi. El ne-a creat. Ce făpturi minunate suntem. Vedeți cât de complex este omul. Dacă nici acum știința cât a avansat n-a putut să pătrundă, să vadă ce este omul. Este un univers întreg omul. Dumnezeu care face minuni. Omul este o minune în sine. Și atunci cum să nu crezi? Dacă te uiți pe bolta cerului și vezi cerul înstelat, Cine a creat minunile alea după cer? Infinitul acesta. Există Dumnezeu. Și trebuie să credem în El cu toată inima. Ca să-L vedem, l-am văzut pe Domnul Isus cu toată inima și credem în El. De exemplu, mă iertați că chei cu exemplul acesta. Uitați-vă, becurile astea care ard acum, acum mi-a venit ideea asta. Ele, ca să poată să lumineze, trebuie să fie racordate la o centrală electrică. Dacă nu sunt frumoase, au o estetică frumoasă, dar nu ze niciun folos. Ei, dacă sunt racordate la centrala, la rețeaua electrică, ele dau lumină. Cine a văzut curentul electric? L-ați văzut cum umblă așa pe sârmă, cu degetele, cu picioarele? Nu, dar există. Pune mâna pe plus și minus să vezi cum te aruncă la pământ. Așa e și cu Dumnezeu și credința. Noi trebuie să ne încredem că până la urmă definiția credinței în Scriptură spune că credința este o puternică încredințare. Și credința e credință și o pot avea majoritatea oamenilor, o credință simplă, dar încredințarea este ceva mult mai mult decât credința. Foarte puține au încredințarea puternică să fi încredințat pe deplin în Dumnezeu. Să fi încredințat, nu să crezi că Dumnezeu este acela care poate face minuni cu noi. Mulțumim lui Dumnezeu pentru toate minunile pe care le facem fiecare clipă cu fiecare dintre noi, pentru că suntem făpturile Lui. Te laud că sunt o făptură atât de minunată, a spus psalmistul David, că suntem zidirea Lui și mai ales că-L avem pe Fiul Lui iubit, Domnul Iisus, Mântuitorul nostru, care s-a făcut ca mine, om, și care mijlocește la Tatăl, ca și eu și frăția ta, să ajungem cu bine acasă, să ajungem acolo în veșnicie, unde ne-a pregătit cea mai minunată stare din tot universul acesta, bucuria de a fi totdeauna cu Domnul și cu Sfinții Lui, cu Maica Lui, cu Îngerii Lui și cu toți aleșii Lui. Slăvit să fie Domnul Isus. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.